Aș vrea să citesc un cuvânt din Scriptură, Evrei, capitolul 13, versetul 7. Va fi și afișat și poate să rămână câteva minute afișat. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Și biserica să zică amin. Amin. Momentul următor e un moment special care, trebuie să vă spun, e rar în viață. Și da, rar în viața unei biserici. Vreau din toată inima să binecuvântez pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în Biserica Sfânta Treime. Și în mod special vreau să-L binecuvântez pe Dumnezeu pentru ceea ce este fratele Viorel Deac. Biserica Sfânta Treime știe foarte bine, acum ar trebui să spună puțin pentru musafiri. Fratele păstor Deac Viorel, frate Viorel, ridicați-vă două secunde numai. Mulțumesc foarte frumos. Asta doar pentru musafiri. Fratele Viorel Deac a fost pastorul meu, al nostru, al tuturor, 21 de ani. Frate Viorel, nu mi-am scris nimic, nici nu știam ce să scriu. Cuvintele mi le găsesc rar, dar aici, în fața adunării, vreau personal să vă mulțumesc pentru toată slujirea care ați făcut-o în cei 21 de ani. Vrem să ne arătăm recunoștința pentru dânsul, dar spuneam mulțumiri lui Dumnezeu pentru modul în care Dumnezeu a lucrat în Biserica Sfânta Treime. Să știți că Dumnezeu, fratelui păstor, i-a dat multă împlinire și multe bucurii. Așa e, frate Viorel. Dar vreau să spun ceva, i-a dat și multe necazuri. Nu trebuie să spuneți amin, că eu l-am văzut de multe ori în colțul ăsta purtând necazuri. Eu știam câteva dintre ele, măcar că în ultimii 4 ani am fost împreună cu fratele Nelu Repede ca pastor asistent. Nici noi nu le-am știut pe toate, dar dânsul le-a purtat. Știți ce m-am gândit acum? Nici n-am vrut să spun asta. Dar nu mă interpretați, nu mă judecați, vă rog frumos. Știți că-s la început și fac greșeli, că-s la început. Dar eu am plecat azi la 8 dimineață de acasă și încă n-am ajuns acasă. Întotdeauna când eram asistent, când eram în Bistrița, o jumătate de oră o dormeam la amiază, cel puțin. Astăzi n-am mai ajuns acasă. Asta nu, acum n-am venit să mă plâng eu aici. Am vrut să vă spun doar atât. Un bărbat al lui Dumnezeu care nu că n-a putut dormi duminica, bănuiesc că n-a putut dormi și în nopți, din cauza poverilor, a unei biserici mari, dar eu știu un singur lucru. Fratele Viorel a dus poverile noastre mult în rugăciune. Asta pot să o spun cu toată inima. A dus poverile noastre în rugăciune. Noi vrem să fim în seara aceasta recunoscători lui Dumnezeu pentru fratele păstor și vom face și o rugăciune mult specială pentru dânsul, pentru sora Olimpia. Dumnezeu din ceruri să-i binecuvânteze, să dea în continuare sănătate și știu că va fi o binecuvântare pentru biserica noastră și în continuare. Eu mă voi opri aici pentru că am împreună cu mine, am vrut să-mi fie ușor în seara asta, mai am cu mine doi frați scumpi. Fratele păstor Nelu Repede, care mai mulți ani a fost asistentul fratelui Viorel Deac. Și fratele Nelu va avea un cuvânt în fața bisericii și, de asemenea, fratele păstor Aurel Moldovan. Atunci când fratele Relu era președinte de comunitate la Comunitatea Regională Cluj, pentru mulți ani fratele păstor Viorel Deac a fost vicepreședinte și l-am rugat din toată inima să aibă și dânsul câteva minute, așa cum îl va călăuzi Dumnezeu. Așa că invit la microfon pe fratele Nelu Repede, apoi pe fratele Relu Moldovan. Frați și surori,
Nu o să încerc să vorbesc despre toată activitatea fratelui Viorel. Prin grija fratelui Liviu Zăgrean a fost postată pe site-ul bisericii o scrisoare de mulțumire foarte frumoasă la care subscriu cu toată inima și vă îndemn să o citiți. Pentru a fi mai sigur că veți intra în posesia acestui mesaj, l-am rugat pe fratele Liviu să multiplice această scrisoare și acolo la ieșire sunt cel puțin 100 de exemplare. Dacă vreți, și eu sunt sigur că vreți, să luați această scrisoare, să o citiți acasă și să o aveți ca amintire. Am să mă refer doar în scurte cuvinte la relația mea personală cu fratele Viorel. Și am să încep mulțumindu-i pentru încrederea și colaborarea care am avut-o de-a lungul celor 21 de ani. Am devenit pastor asistent pentru că așa a vrut Domnul și fratele Viorel Deac. M-a propus ca diacon în anul 2003, deși nu întruneam toate condițiile, și a negociat cu fratele Relu Moldovan ordinarea mea. Apoi, în 2004, m-a propus ca pastor asistent, deși erau alți slujitori poate mai îndreptățiți ca mine. Pas cu pas m-a propus prezbiter și, în final, pastor. Îi mulțumesc pentru încredere și pentru colaborare. Am apreciat foarte mult spiritul lui de echipă în care am lucrat. Deși era superiorul meu, era șeful meu, m-a tratat ca pe un egal al dânsului, consultându-mă des, acceptând propunerile mele, punându-mă să conduc slujbele bisericii, mărturisându-se uneori, fără teama de a pierde merite, ci gândindu-se doar la binele bisericii. Sper că i-am întors și eu respectul cuvenit, dar despre aceasta nu trebuie să vorbesc eu în această seară. Aș mai menționa tot aici că a fost deschis promovării de noi slujitori, în special tineri, fie ei predicatori, cântăreți, membri în comitet, slujitori ordinați. Și astăzi are bucuria să lase, în ghilimele spun să lase, că va fi și el aici, o echipă binecuvântată de slujitori. Aș vrea un mulțumesc frumos și sorei Olimpia pentru sprijinul acordat în activitatea de slujire, pentru credința și încurajările dovedite în clipe grele ale acestei perioade. Dumnezeu să vă răsplătească după bogățiile Lui în Iisus Hristos. Și nu în ultimul rând vreau să menționez că avem nevoie de fratele Viorel în biserică, în continuare. Avem nevoie de experiența lui, de echilibrul lui, de sfatul lui, de rugăciunea lui. Dumnezeu să-l binecuvinteze cu sănătate. Amin. Și viață lungă, iar noi să-l prețuim cu toată dragostea până la sfârșit. Amin. Fratele Câmpian m-a provocat să mă implic într-un moment care cred eu că nu prea mi se potrivește, așa zic eu despre mine. Și anume să creez un moment festiv. Nu prea mă pricep la așa ceva. De aceea voi încerca să spun câteva lucruri de la inimă. Nu mi-am pregătit ceva special pentru seara aceasta. Ceea ce cred eu că facem noi în această seară, dragii mei, este să avem o încercare palidă de a aprecia slujirea unui om printr-o recunoaștere publică. Spun că este o încercare palidă pe lângă ceea ce va face Dumnezeu cândva. Când Dumnezeu va recunoaște public, nu în fața la câteva sute de oameni, ci în fața la mulți mântuiți ai lui Dumnezeu, va recunoaște public slujirea celor care au fost în această lume credincioși lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu va evalua slujirea cuiva și a fratelui Viorel deopotrivă. Nu după desăvârșirea slujirii. Niciun slujitor nu-i desăvârșit. Ci va evalua slujirea fratelui Viorel și a fiecărui slujitor după credincioșia în slujire.
Și într-o zi Dumnezeu va chema slujitorii la sine și îl va chema și pe fratele Viorel și va zice, bine, rob bun, ai fost credincios peste puține lucruri. Frate Viorel, așa v-am cunoscut ca un om credincios în slujire. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, cred că, chiar dacă s-a încheiat o etapă, veți rămâne mai departe aici ca un slujitor, ca un stâlp de nădejde în această biserică, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și cu credincioșia cu care ați slujit până acum, să slujiți până la capăt și într-o zi Dumnezeu va răsplăti. Amin. Când am sunat pe fratele Relu, pentru momentul ăsta, a zis, frate Victor, așa cum a zis dânsul, și eu ca să-l încurajez, am zis, frate Relu, nici eu nu mă pricep. N-am mai făcut de astea. Dar, frați și surori, doar atât am vrut, să ne deschidem inima în fața bisericii, în fața fratelui păstor și să-i spunem că îl iubim, îl prețuim în Domnul Iisus Hristos. Și vrem să facem și o rugăciune pentru dânsul. Știu că niciodată n-ar ajunge cuvintele, ar mai fi în sală frați care știu că vi pe limbă să ziceți ceva, dar nu vă putem da cuvântul la toți, dar vă putem da câteva minute să spuneți Domnului. Ceea ce nu puteți zice de la microfonul ăsta, să ziceți Domnului, ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Viorel Dean. Aș vrea să invit în față și pe sora Olimpia, frate păstor, vă rog, veniți aici, vrem să ne rugăm lui Dumnezeu. Sora Olimpia, frate Viorel. Bine spunea fratele Relu, e numai o încercare palidă. Noi vă dăm ceva care se veștejește într-o săptămână, două, dar dragostea noastră va rămâne pentru dumneavoastră și așa cum spunea dânsul, Dumnezeu într-o zi vă va da o cunună care nu se va veșteji. Lăudați să fie Domnul! Frate păstor, din partea mea, Bisericii Sfânta Treime, cu toată bucuria, cu toată dragostea și suntem așa recunoscători lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum va trebui să mai rămâneți puțin aici, pentru că vreau să-mi arăt recunoștința încă pentru cineva. Înainte de a fi fratele păstor Deac aici pastor, a mai fost cineva de la început. Fratele Dionise Drădici. Frate Dionise, vă rog să vă ridicați și dumneavoastră. Haideți aici și dumneavoastră, vă rog tare mult, veniți aici, da. Frate păstor, vă mulțumim și dumneavoastră. Știu că a fost greu, adică știu, nu prea știu, dar zic așa că știu, că orice lucrare de început e grea. Vă mulțumim din toată inima, din partea Bisericii Sfânta, din partea mea personală, Dumnezeu să vă binecuvânteze și apreciem tare mult. E bine și mai târziu decât niciodată. Lăudați să fie Domnul! Deci, asta nu era în program. Domnul să vă binecuvânteze. Și vreau să vă mai spun, îmi exprim mulțumirea încă de un bărbat. Eu ar trebui la mult să vă mulțumesc de aici. Încă la un bărbat, când fratele Viorel Deac mă punea la cât un îndemn la rugăciune, pur și simplu îmi tremurau picioarele. Până veneam la amvon, dar atunci stătea cam acolo pe unde era fratele Petrică Călini cu fratele Leonida. Un bărbat care e bucuros să fie în viață, fratele Gerasim. Întotdeauna mă strângea de mână și acum e bătrân și rupe mâna, da, păi atunci. Mă strângea de mână și zicea, fii tare.
în semn de recunoștință pentru că dânsul a păstorit și la biserica numărul 1, sau cum să-i spunem, a fost pastorul bisericii, un om al lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, pe lângă încurajările care mi le-a dat, știți ce am apreciat și o spun public în seara asta? Niciodată, ascultați, niciodată, eu eram păstorașul ăla tânăr, fratele de ac, pastorul bisericii, frați și surori, niciodată n-a avut nici măcar un cuvințel nedemn de slujitorii bisericii. Întotdeauna a vorbit la superlativ. Mi-a duc aminte primul sfat, a zis, Victor, ascultă de Domnul Iisus și de păstori. Frate Gerasim, și pentru dumneavoastră cuvintele mele, haideți, vă rog frumos aici, vă ajut eu. Frate Gerasim, din partea mea, din partea Bisericii Sfânta a Treime, vă prețuim și vă iubim. Să rămâneți omul lui Dumnezeu și să vă țină Domnul mult și bine. Lăudați să fie Domnul. Acum vă rog să vă ridicați înaintea Domnului și cu emoțiile care le purtăm în inimă și în suflet. E adevărat, în mod special, spuneam, facem rugăciunea asta pentru familia Deac, dar ei sunt oamenii lui Dumnezeu, ne vom ruga și pentru ei și credem că binecuvântarea lui Dumnezeu va curge peste ei. Noi îi prețuim, dar cel care i-a prețuit și îi prețuiește e bunul Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Cu toată adunarea ne rugăm pentru oamenii lui Dumnezeu. Doamne Tată care ești în cer, vreau să te laud pentru momentul acesta, Doamne, când biserica se unește să-ți mulțumească ție, Doamne, pentru perioada aceasta când ai condus această biserică, Doamne, prin slujirea fraților, înspre lăudarea numelui Tău și spre proclamarea Evangheliei în locul acesta. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru fratele Gerasim, îți mulțumesc pentru fratele Dionisie, îți mulțumesc pentru fratele Deac, Doamne. Doamne, te rog așa de mult în vremea aceasta să le dai sănătate și putere suficiente, să îi întărești pe mai departe, Doamne. Dacă au slujit cu credincioșie până acum, ajută-i să slujească și pe mai departe cu credincioșie, Doamne, în lucrul pe care îl vei da de acum încolo să-l facă. Pentru ca într-o zi, pentru credincioșia lor în slujire, să dai răsplătiri veșnice, Dumnezeule. Mă rog, Doamne, pentru biserica aceasta să o ajut să fie alături de acești frați, chiar dacă nu mai sunt în primul rând în slujire în biserică. Sunt totuși parte din această biserică, din acest organism spiritual, Doamne, care trebuie să crească prin ce dă fiecare încheietură. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să păstrezi pe mai departe liniștea și pacea aici și manifestarea prezenței Tale în biserică, Doamne Dumnezeule, să onoreze numele Tău prin lucrările de slavă pe care le vei face. Încredințăm, Doamne, pe frații aceștia, familiile lor, în mâna Ta cu credința că vei lucra într-un mod special cu ei și pe mai departe. Amin. Vă prețuim și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă rog să vă reașezați. Și frate păstor, la amvon. Scumpă Biserica Domnului Iisus Hristos, așa cum în data de 31 decembrie 2017 am anunțat în biserică căci prin harul Domnului, prin mila și prin bunătatea Lui, am slujit în Biserica Sfânta Treime timp de 21 de ani. Orice om are anumite calități, dar are și anumite carențe. Am spus atunci și vreau să o spun și acum, doresc să-mi cer în modul cel mai sincer iertare. Este imposibil ca pe parcursul a 21 de ani să nu fi întristat pe cineva, să nu fi supărat. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, acordați-mi iertarea. Am spus atunci că am slujit nu de silă, ci v-am slujit din dragoste. Nu după voia mea, ci după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum aș fi stăpânit peste voi, ci făcându-vă pildă turmei. Domnul Iisus Hristos va fi acela care va aprecia slujirea noastră a fiecăruia. Vreau să vă mulțumesc în mod special pentru că v-ați rugat pentru mine, pentru familia mea și în mod special pentru anul 2015, când am trecut printr-o grea încercare
Am apreciat dragostea cu care biserica s-a rugat pentru mine și Dumnezeu să vă răsplătească cu viață veșnică. Doresc ca Biserica Sfânta Treime în continuare să se bucure de pace, să se bucure de unitate, de propășire spirituală și doresc în mod special să adresez fratelui Victor Câmpianu, păstorul Bisericii Sfânta Treime care a fost ales duminica trecută, mult har, multă pace, multă binecuvântare și Domnul să-i dea ajutorul de care are nevoie și lucrarea Domnului să propășească în mâinile Lui. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Cum fac americanii? Domnul să vă binecuvânteze.